Salutare și bine te-am găsit la o nouă rețetă. Astăzi am făcut supă de mazăre. O rețetă extraordinară, un gust excelent, care trebuie ținută minte pentru că ne va fi de folos în zilele de post și nu numai. Dar mai multe nu îți spun, te las pe tine să vezi cum am pregătit această rețetă, așa că te invit să rămâi cu mine până la final, pentru că am să încerc să-ți explic cât pot eu de bine pașii pe care trebuie să-i parcurgi. Iar dacă vrei să susții acest canal culinar gratuit, bineînțeles, un canal culinar prin care mi-am propus să ofer un plus de inspirație pentru cât mai multă lume, dă-mi un like, abonează-te și apasă clopoțelul. Și dacă nu cer prea mult, un share mi-ar fi de mare ajutor. Pentru a pregăti această rețetă, eu am folosit aproximativ 300 de grame de mazăre congelată, 2 morcovi mari, o inimă de țelină, 2 lingurițe cu vârf de concentrat pentru supă de pui, dacă aveți supă de pui și mai bine, 2-3 căței de usturoi, 2 cepe mari, opțional câteva frunze de mentă, dacă nu suntem în post, fâșii de bacon afumat, sare, piper și ulei de măsline. O să pun baconul la prăjit într-o tigaie, de când este rece, puneți fâșiile, pentru că baconul are destulă grăsime, nu trebuie să adăugăm ulei. Puneți tigaia pe aragaz, la foc mediu și rumenițele frumos. După care, luați morcovii, curățați-i de coajă și tocați-i puțin mai mari. Am să-i dau așa în 4, apoi am să tai cuburi. Am tocat morcovii, tăiem și ceapa, la fel, mare. Țelina, o tăiem și pe aceasta. Usturoiul. Pun o tigaie pe foc. Și dacă vă întrebați de ce, pentru că vrem să călim legumele bine, să prindă un pic de culoare, iar în oala de inox nu cred că reușim, pentru că se pot lipi. Când uleiul s-a încins, adăugăm legumele. Și le călim bine, amestecând din când în când, aproximativ 10-15 minute, iar după ce amestecați, puteți pune și capacul. Când legumele sunt gata, le transferăm într-o oală. Adăugăm peste aproximativ 800 de ml de apă clocotită. Mazărea, concentratul pentru supă de pui. Dacă folosiți supă de pui, adăugați în loc de apă direct supa. Amestecăm un pic. Punem capacul și lăsăm să fiarbă până când morcovii se înmoaie bine. Când morcovul a fiert, luați capacul. Blendați totul până când obțineți o cremă. Când aproape ați terminat de blendat, doar dacă vă place, adăugați câteva frunze de mentă și mărunțițele și pe acestea. Gustați și potriviți de sare și piper. Puneți supa în farfurii. Asezonați cu piper.
puneți și baconul. O felie de pâine prăjită. Bucurați-vă de această rețetă și nu uitați să-mi lăsați feedback dacă o faceți, să-mi spuneți cum v-a ieșit și vouă, ce părere aveți. Aveți secțiunea de comentarii mai jos. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați rămas cu mine până la sfârșit. Vă urez poftă bună și până data viitoare, la revedere!